Aprobarea listei cu cele 44 de persoane care vor intra în curând în posesia unei locuințe ANL a fost aprig disputată aseară în plenul Consiliului Local. Mai mulți făgărășeni au contestat modul de repartizare a locuințelor ANL de către Comisia Specială întrunită la nivelul primăriei și a Consiliului Local. Oamenii spun că multe dintre apartamente au fost atribuite angajaților primăriei, polițiștilor și chiar persoanelor necăsătorite și fără copii. Cursa pentru apartamentele ANL s-a încheiat. Lista cu cei care au îndeplinit toate condițiile potrivit legii a fost făcută publică și aprobată de Consiliul Local Făgăraș. Din cele aproape 1000 de cereri înregistrate la primăria Făgăraș de-a lungul timpului, doar 44 de persoane au fost considerate îndreptățite să obțină o garsonieră sau un apartament ANL. Cei care au analizat dosarele au fost Lucia Bachi, consilier local PNCCD, Ovidiu Popa de la PC, Radu Cărpinișan de la PDL, Micaela Judele, consilier PNL și Ioan Vlad, consilier PSD. De asemenea, din comisia de analizare a dosarelor au făcut parte și 3 reprezentanți ai primarului, un reprezentant al Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat și un reprezentant al Serviciului de Asistență Socială. S-a luat evidența de la finanțele, de la finanțele, de la taxe și impozite, pentru că în situația în care taxele și impozitele erau plătite de către altcineva decât de către titularul cererii, este clar că nu îi aparținea locuința. Pentru a nu fi dubii, nu am adăugat, nu am scăzut nici un punct, nici o virgulă față de prevederile legale. Pentru fiecare situație și categorie de punctaj s-au verificat actele. Dacă cele 44 de familii se vor putea muta în curând în casă nouă, ceilalți solicitanți care nu au acumulat punctajul necesar vor mai avea de așteptat. Mulți dintre oamenii care nu s-au regăsit pe lista finală s-au prezentat aseară în fața consilierilor să-și spună nemulțumirile cu privire la modul de atribuire a locuințelor ANL. Oamenii susțin că mulți dintre cei de pe lista finală sunt fie angajați ai primăriei, fie persoane necăsătorite și fără copii. În acest apartament în care stau la mama mea, este de 48 de metri pătrați, în care stăm 7 suflete, din care 2 minori și restul suntem majori. Vă închipuiți, dacă ne strângem toți într-o bucătărie, cum am putea sta să mâncăm, cum am mai putea merge la toaletă sau să unul să intre, unul să iasă. Făgărășenii nemulțumiți de repartiția locuințelor ANL au la dispoziție 30 de zile pentru a depune contestație. În acest sens a fost formată o comisie din care fac parte 5 consilieri locali, respectiv Ion Mehedințu, Marius Tișcă, Gabriel Vâju, Tiberiu Drăgoi și Cornel Popa.